așa la ceva copilaș. Și m-a spus ei, odată îl lua să nu încerc și să am. Și astea nu ca să mărunte, că care le-am alt căcare. M-a putut să încerc mai mărunte. Când umblau colinda pupți și pomenie și nuci și mere. Când eram copii, nici ne jucam și făceam aluatul așa, ascuțit la vârf ca să fie păsărele. No. Slănină.
să o tăiem mărunt, așa se taie și când se face mămăligă cu brânză, se pune tot așa rând de mămăligă, slănină mai ales cu brânză. Mai înghețat un pic, dar așa s-o dezghețat și s-o mai înmuiat un pic. N-are nimic. Are bun gust de la sarmale și piperul. Ceapa. La cantitatea aceea de carne trebuie să dă o pahară de bunie de orez. Ținut un pic de lemn sare. Pui și un pic de vegeta. Aici am făcut un pic de suc de roșii ceri. Așa micuță cum o văd, nu-i pune pe mult. Fac pentru mine cât. Facem chis de gust de sarmale. Și pe ăsta orez și... Aduc și măraș. Punem un pic de mărar pe fundul tigăii și cimbru, mai stai, nu pui mult că vezi. Și aici apoi punem sarmale. Unde e acolo? Mare, o rumpem în trei, le facem așa mărunțele.
Asta e ca un fel de sarmare, dar perișoare, că se ia ascuțite la, la vârf. Mi se pare, da, a fost într-o sâmbătă, a făcut jinerea cea de acolo din care are în groape pescăria, ca un fel de deschidere, nu? Și mai chema prieteni, chema nu știu pe cine. Așa pe, tot așa într-o vine. 350 am făcut singura. Până au prins focurile, până să facă grătarele, într-o căldăriu cu așa de vreo 30 de litri au pus sarmale, zic, câtă fete după ce a început a fierbe, așa mirosul de mândru și atunci am avut și încă, de acum nu am. De aceea cu grăsime. Tu știi ce? Până să fac grătarele, nimereți voi cu căldare acolo sus și puneți pe niște farfurii așa mai multe și să se servească. Farfurii de pe masă, nu știi cât de bine le-a plăcut. Vai, ce m-am bucurat că mi-a ieșit bine și... Știi cum e? Mâncare nu-i greu fac când ai din cer. Și câteodată pui de tăticele și nu ți-e așa bine și câteodată le faci și din cum ai și cum poți și te bunezi. Eu tot le spui la fetele astea mele că mama săracă, nu, atunci a fost mai greu când am fost o fată. Era la magazin, slănină, proaspătă, cumva sărată, numai așa, neafumată, îi zice slănină de cantin, de cantină, cumva. Dar nu era scumpă, dar atâta era de, nu știu ce slănină, așa de dulce și de bună. Făcea mama sarmale dintr-o conservă de poș, câte o bucată bună de slănină, de aceea, de, am îmi pare că nu, nu mai, nu ies așa bune. Tare subțireale, așa bine se învârte. Eu și bună ce făcută sarmale la cantină și la mănăstire, așa cum dau, mici, mărunte, ca pe ies multe. Ui, ui. Se rușesc. Să fiarbă. Supra.
Mamă, cum ții de ulei. Nu știu cum să zic. Ce au mâncat, o nahigata, ori ce, ghele au plecut, au mâncat, la amiază, au zis când au venit, nu pe seara și-o mai făcut. Cu apă. Așa că miroase frumos. Foarte bune. Și farfurii acele pe pereți și icoane. Ce să zic acolo?